Para esa espetota. Bonjour du petit choco. Tu fais quoi? Sau ce, tu chefă, nu mai știu că adevărat, nu mai știu. Ce faceți? Mi-am luat o bluză aici pe mine, m-am mascat o leacă, mi-am luat bluza că mi-e frig adevărat, mi-am pus ochelarii să nu mă vedeți că îmi plâng, știi, că de la frig și la de astea și trecem aici la un episod adevărat. Bă, nu știu, mi-a venit să postez, știi, bă, și cum mă uitam pe YouTube la prietenul meu, Chiesa, am văzut că a făcut un video, am zis, bă, hai să fac și eu. Și drept chestia asta s-a mai făcut acum vreo 2 ani, 2 ani jumate, 3 pe acolo, de-aia am zis, băi, asta e, eu oricum fac asta, eu fac chestiile care s-au făcut acum vreo 2-3 ani, eu le fac acum. Suntem un fel de România cu America, știi? Cam așa sunt și eu. Bă, dacă mi-e mort umorul, măcar să reînvii trendul adevărat, să dați un like, acum ce-o fi, o fi. Dar bineînțeles, nu uitați de un follow pe Instagram, că acolo mai postez chestii, postez când postez reacții, dublu postez, fac orice, dar n-ai părat pe Instagram. Da, și astăzi o să ghicim vârstele fetelor. sună ciudat, știu că sună ciudat adevărat, dar asta e, ghicim vârsta fetelor. Bineînțeles că s-ar putea să ne luăm o mare țeapă, pentru că de obicei aparențele înșală, adică uitați-vă la mine, spuneți-mi câți ani îmi dați, eu o să stau așa și o las 5 secunde, știi? Nu, n-am 14 jumătate, am 18 ani, mulțumesc pentru că... Bun, avem pe gagica asta aici, zice să-i ghicim anii cum ar veni și dacă ne uităm așa la ea, la ce știi, la așa, la trăsăturile ei faciale, are niște buzigion așa un pic botoxate adevărat, cu ochii care sunt făcuți cu de-aia așa, nu știu ce să zic, după aparențe, cred că i-aș da 17 ani, nu? Are mai mult, mă, nu chiar așa mic, adică să mor eu, o fi eu mic, dar ea nu cred că e așa mică, eu cred, bă, nu știu, mă, 18, 19, 20, n-are 20, o să pun 19 și o să-i dau next. Abia și-a făcut buletinul adevărat. Bă, cum mă, cum să aibă, mă, 14 ani, că nebunesc aici, m-a luat cu aiure adevărat. Bă, adică tu spui mie că dacă tipul asta era în România, acum undeva într-o săptămână se ducea să-și facă buletinul, primul ei buletin adevărat, băi, dă omul. Tipul asta e un fel de Kim Kardashian înainte să fie așa, știi, ea frumoasă, să fie făcută frumoasă, da, și nu știu, asta are mai mult adevărat, asta are 20, adică chiar are și văd că și așa corpul e mai lată, numeri. O fi făcut ceva gen, știi, bodybuilding adevărat, uitau vreo 20, dacă văd care 14, am închis episodul în secunda 1, deci dacă pun aici, văd care 14. Și cam acesta a fost episodul, nu uitați să mă... Bă, la ce-o puțin, mă, fetele din ziua de azi, adevărat? Cum poți tu, ca fată, să arăți așa la 14 ani sau 15, cât mă să avea aia? Mamă, frate, eu când mă gândesc că alea dau examenul de a 8 acum, păi mă ia cu aiure, ești nebun la cap. Poate o fi adevărat, poate nu, dar tipa asta îmi dau de la ochelarii mai. Bă, asta nu știu ce să zic, e urâtă aia din fire, nu prea place mie, acum nu mă faceți gay, că nu sunt gay, dar nu-mi place, nu-mi place mie. Bă, asta din prima o văd eu după, aici după nasul e un pic mai așa și după din așa, după mă mai uit un pic, aici are 17 ani toată ziua, toată noastră. Adevărat, vă zic că am fost... Da, deci am nimerit una din trei până acum. Asta zici că dai să-mi dau un pic ochelari. Mă, dar pe asta nu o mai schimb. Eu cred că o las așa. Ne uităm așa la tot episodul că nu știu ce să zic. Înainte, lăsați-mă doar o secundă aici. Dar nu o secundă save asta aici. O singură secundă, da. Așa. Da. Acum putem să continuăm. A lăsând Caterinca asta proastă la o parte. Deci fata asta nu are mai mult de 18 ani. Adică are trăsături așa mai mature. Poate o fi botoxat, aranjat. Aici au sculptat-o un pic pe la obrăjori. Dar vreau să-i dau 16 ani. Ia să... Hai bă, dă-mi morții. Sincer, sunt curios ce gândește genotipă de asta care se vede că arată așa. Zic, bă, mă uit în oglindă, mă uit așa la mine. Mamă, ce arăt de vreo 30 de ani și am doar 12 ani. Ha, ce mi le arăt. Bă, nu mai e creșterea normală, adevărat, gen, m-am dezvoltat și eu așa. N-am 18 ani, nu, eu nu par, dar tip, bă, da, alea, cum dracu, de... Păi, de cap. Aia, cred că când a ieșit din maternă, arăta cum arăt eu acum, adevărat. Asta e o leacă mai matură, dar dacă îi dau și lua asta 17, vă care... Bă, hai să... Hai, nu 14, n-are 14, că n-arătă de 14. Cred că îi dau 16 ani, asta s-ar putea să aibă mai mult, avea 17. Mă gândeam la un 17, dar e ok și așa. Bă, nu știu, aici cred că o să fac o alegere așa, știi, gen imediat, o să zic un 18 ani. O să dau... Hai mă, dă-te mor. Oh, că aici gata, mă duc așa, op, și aici rămân, știi, adevărat. Bă, eu nu înțeleg, deci să mori dacă vă mint. Bă, cum să mă, cum mă ta mare, cum să arăți așa, nu înțeleg. Bă, lua asta, dau așa 14 numai ca să-mi tea un pic, să văd dacă pun cea mai mică, bă.
Hai bă, dă-te, asta avea 20, lasă-o în pace. Nu că n-ai cum, că mi-au aici, asta mă spânzură aici adevărat de gât, vino-mi cam. Deci îmi pun asta în jurul gâtului, op, vino mai încă. Îmi pun asta în jurul gâtului cum ar veni, dar o țin cu o mână și dacă nu ghicez vârsta cum ar veni, așa mă sub grumolea. Stai că să mi-o pun așa, mi-o pun așa, nu știu cum mi-o pun, dar o țin așa. Asta are 17, arată, nu e așa, ba nu, 16, are 16 toată. Spider-Man! Bă, n-ai cum, mă, n-ai cum, dă-te, mă! Bă, nu știu ce-au băgat fetele astea în ele, dar asta uite-o leacă. Deci dacă și asta are 14, la ce aici, ce, cum ar veni, știi că nu pot, nu mă las îndemonetizat, știi cum zic. Deci dacă n-are 17 negresa asta, de prăjiturică, dacă n-are 17 am fata asta, eu aici am oprit episodul. Da, te morți, mă. Bine, mai încerc o dată, asta e model, arată super, 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 super. Mă scuzați o singură secundă. Dacă nu vă supărați, chiar vă rog. O singură secundă, numai o secundă. Da, putem să continuăm. Mă, tipa asta are 18 ani, vă spun din experiența mea că am lucrat cu ea. Uite, sună greșit. Adevărat că zula era. N-am cunoscut-o, că aș vrea să o cunosc, dar are 18 ani. V-am zis că o cunosc adevărat. Asta e urâtă și are 15 ani, vă zic eu. Dă-te, gata, s-a terminat episodul. Bă, nu știu ce a fost episodul ăsta. Dar l-am făcut numai ca să mă convinc că aparențele înșală. Ce înseamnă? Oricât ai fi de deștept, poți să pari prost. Sau invers, oricât ai fi de prost, poți să pari deștept. Deci, în toate cazurile. Îl vezi pe unul, vezi că gen, bă, poate are niște probleme, că nu reușește să facă aia, zice, lasă-l săracul, că are niște probleme la... Nu are nicio problemă, e prost. Deci asta e treaba, știi? Numai că eu v-am dat o metaforic și v-am arătat gagici, adevărat. Morala poveștii de azi este mai mult pentru băieți și vă zic că aveți grijă când vă faceți prietene, pentru că nu știți dacă abia au terminat școala primară sau dacă abia s-au născut. Așa că dacă o vezi pe tipa asta și tu crezi că ea de fapt are vreo 17 ani, e bine, ghicește că are doar 16. Sau în caz că o vezi pe tipa asta și zici, bă, chiar am 16 ani și vreau să-mi fac o prietenă de 16, ghicește că are 14 și nu și-a făcut buletinul, tu-ți mori. Sau în caz că o vezi pe tipa asta cu dreadurile ei și zici că apare mai matură, asta chiar are 14 ani, ba nu are 18, că mereu se întâmplă așa, alea urâte, îzma. Așa că nu uitați de un follow pe Instagram și toate cele bune, ne mai auzim weekendul ăsta, o dată la 3-4 zile post. Și Doamne ajută. Aveți grijă de voi și o zi faină. Singur pe malul Senei, văd pilon ancorat fix în rachete, antirachetă. Când totul s-a scris și totul s-a spus, când totul s-a strins și totul s-a ascuns, acolo sunt. Cu siguranță nu-i ce căutai, dar sunt obișnuit cu ura, fac bante din tagma mor de cai. Ai câștigat, uite-ți frâniu, curajul-i un flac, ce bătat.